Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. În Constanța s-a produs un jaf de proporții, circa 1 milion de metri pătrați de teren furați, spune o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, de către Radu Mazăre și apropiați de-ai săi, personaje importante în trecutul sau din trecutul politic al orașului. Discutăm despre cum s-a ajuns la acest moment, despre care sunt legăturile din trecut între Radu Mazăre și cei care au fost condamnați de către Înalta Curte, unii dintre ei au scăpat, despre soluțiile primarului Decebal Făgădop pentru a descălci aceste probleme, dar și despre implicarea primarului Decebal Făgădău în acest dosar. Dacă există o implicare, veți vedea câteva declarații interesante în a doua parte a emisiunii despre acest lucru. Invitații mei de astăzi sunt Dorian Hapornea de la Constanța.ro. Bună seara, Dorian! Bună seara! Adrian Cărlescu de la Ordinea.ro. Bună seara, Adrian! Bună seara! Jurnaliști de investigație amândoi, o specie pe care de dispariție, așa, ca să facem o paranteză, nu numai în județul Constanța, ci în general în presa din România. Bun, cum a apărut Radu Mazăre și cum a apărut acest dosar pe scenă? Înainte de toate, trebuie să-mi cer scuze de la voi doi că eu, ca jurnalist neacreditat, am curajul să vorbesc în spațiu public. Probabil dacă ar fi după domnul primar de Constanța, cine nu trimite buletinul la domnia sa la început de an, trebuie să se mute în Madagascar. Dar cred că primarul avea dreptate. Avea dreptate, da. Așa, așa este. Nu, da. Serios, cred că avea dreptate. După 7-8 ani în care am comunicat cu primarul liniștit, anul acesta când am pus o întrebare care l-a cam incomodat, și-a dus aminte că nu i-am trimis buletinul la început de an. Pentru anul dreptate. Acesta. E o procedură. Că e proastă procedura, păi e adevărat. Dacă e proastă, cum are dreptate? Păi, trebuia să te acreditezi, cum trebuie, da, să acrediteze. Altfel vine oricine conferință de presă. Păi, nu știu, o să-l întrebăm, eu încerc să-l aduc într-o emisiune, dar nu vine. Asta nu vine, da, păi, dar poate are dreptate să nu vină, că sunteți prea rău. Am înțeles. Nu sunt rău, păi acum îi țin apărare. Da, da, văd. Acum totuși vorbim de persoane care sunt cunoscute în spațiu public. Colegul nostru este cunoscut în spațiu public. Da. Primăria, amintiți-vă, a cerut, de exemplu, acte pentru Horaciu Mălăele, că este actor. Cred că da, e o procedură de lucru acolo. Oamenii nu au încredere în ce se vede. De ce? Pentru că mereu sunt dedesubturi. Poate nu era Dorian Hapurnea acolo în conferința de presă care punea întrebări și trebuia să prezinte o acreditare să vedem cu toții cine este. Am văzut multe persoane care vin pe la conferință, nu sunt nici jurnaliști sau sunt foști jurnaliști acum 10-15 ani, care vin și întreabă, dar practic nu scriu niciodată nimic. Mă rog, mai mult se certă cu prima oară. Trecem peste aceste episoade. Bine, ar mai trebui spus că domnul primar a plecat din sală, a lipsit un sfert de oră, s-a întors, a vorbit 8 minute și a zis mai sunt 2 minute și se întrebe pe curentul. Aștept 2 întrebări. Au fost mai multe întrebări. Au fost mai multe, dar pentru asta ar trebui să mă acreditez ca să-și bată joc de mine și să-mi dea 2 minute să-l întreb ce asta vreau. E o discuție pe care trebuie să... O întrebare la care trebuie să răspundă primăria. Acum, care nu răspunde niciodată. Nici mie, fac cereri către birou de presă și nu mi se răspunde. Da? Întrebările mele apar în spațiul public fără ca să fie adresate mie. Pe de altă parte, răspunde primarul de obicei la întrebări în conferință de presă. Da. Ți-a răspuns și o să vedem dialogul. Are în a doua un stil parte. Unic de a vorbi un sfert de oră fără să spună nimic incredibil. Revenind. Da, revenind, m-ați întrebat cum s-a ajuns la acest dosar al retrocedorilor. Chiar interesantă discuție, ar trebui să ne aducem un pic aminte, pentru că memoria colectivă, știm, este scurtă întotdeauna, și să ne aducem aminte, Adi știe foarte bine și dumneavoastră știți, cine sunt acești băieți și cum au apărut ei, nu? 3 studenți la Academia Navală. Care s-au afirmat la Revoluția din decembrie 1989, unde au participat, da, pentru că erau studenți la Academie. Povestește Radu Mazăre că era să-l împuște pe Sorin Strutinski în catacombele primăriei. Și dacă vă uitați, în România avem... un drum foarte lin al oamenilor care au participat cumva la Revoluție. Nu numai la Constanța și la București și în toată țara. E un fenomen pentru că acești oameni s-au instalat la butoanele puterii și nu au mai plecat. Că au lăsat pe altcineva în locul lor, că îi controlează pe cei care sunt acolo. Există întotdeauna fire. Există legături mai greu de detectate în spațiu public, dar totuși greu să explici fără aceste legături. Uitați-vă la dosarul Revoluției. S-au comis crime împotriva umanității și nu s-a soluționat decât acum a fost sesizată instanța.
Sigur, acești băieți nu erau chiar oricine. Nu știu exact descendența lui Sorin Strutinski, băiatul ăsta misterios care vine de prin Moldova și nu se știu foarte multe despre originea lui, dar Radu Mazăre era fiul lui Ștefan Mazăre, întemeietorul flotei de pescuit oceanic în România și un personaj important în regimul comunist dinainte de Revoluție. Ianicșor Constantinescu era fiul unui ștab din Prahova, șefului, care se ocupa cu aprovizionarea regimul comunist. Șefului aprovizionării din Ploiești, care iarăși era un personaj important și bogat în vremurile acelea, în care făceai troc cu diverse alimente. Știu că ne-au povestit colegii lui că Nicușor tot timpul avea un chent, ce era nevoie ca să se învoiască. Deci niște personaje influente și care, din întâmplare sau nu, s-au unit pentru a jefui acest oraș, pentru că asta pare că a fost planul lor din prima zi. Trebuie să spunem că ei au înființat un ziar la Constanța și apoi o televiziune. De fapt, două ziare, ziarul Contrast, care a apărut în anii 90, și apoi Telegraful, unde au avut o finanțare din partea lui Mihail Cârciog, cel care deținea și trustul Evenimentul Zilei și care este un personaj care a avut legături cu serviciile secrete din ce a apărut în presă. Iar apoi cei trei de la Constanța, Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinski, s-au lansat în afaceri, au făcut de toate. Povestea cineva care a fost în anturajul lor că la un moment dat au vândut brazi. Oamenii din redacție trebuiau să se ducă, sau cei de pe lângă, personal auxiliar, nu știu exact, să meargă să vândă brazi. Au descărcat un vapor de conserve. Făceau afaceri. Erau foarte buni și... Nu e nimic rău în asta. Nu, interesant. Prietenii noștri ne povestesc că primul lucru pe care l-au făcut după Revoluție, au vândut toți chiloții din unitatea militară în care erau staționați ca să facă un ban. Deci nu s-au dat înapoi de la nimic. Legal sau ilegal? Nu puteai să vinzi hainele armatei către publicul. Există dovezi pentru asta? Nu. Noi vorbim... O legendă urbană. Sunt multe legende urbane, dar... Trebuie să ne punem întrebarea, ei n-au făcut un ziar pentru a vinde ziare și a face bani. Nu, ei au făcut un ziar știind foarte clar câtă putere le va aduce un organ. Dar nu puteai să faci, un om simplu nu putea să facă un ziar. Asta e chestiunea. Sigur. Era destul de complicat pentru că nu aveai hârtie. În România exista un mecanism de control al hârtiei. Trebuia o aprobare de la minister ca să primești hârtie de tipar. Da. Era criză. Interesant. Aveam un singur producător care subturase motoarele. Cine era producătorul? Un Letea, din zona Bacău. Și da. O să vedeți că în timp avem o legătură foarte interesantă cu această zona Moldovei, care are o influență... Mai departe. Gruparea de la Bacău. Dar fac o paranteză, din să știu, se vedea bine contrastul. Li se foarte lua bine. Ziarul din pentru mână. Era ziarul de opoziție al Constanței. Da. Pentru că Radu Mazăre și prietenii săi au făcut opoziție foarte mult timp până în Hai să specificăm. Contrast a fost, de fapt, ziarul Academiei Navale sau al UMC-ului, al Ligii Navale, al... Băieții din studenții din această ligă i-au desemnat pe acești trei, aici intervine iară o legendă urbană, în mod normal n-ar fi trebuit să fie Radu Mazăre, pe care nu îl plăceau foarte mulți, dar el s-a impus cumva cu un mic șantaj și s-a băgat în față lângă Nicușor și lângă Strutinski. Băieții ăștia i-au mandatat pe ei trei să le vândă ziarul, dar fiind niște oameni foarte cinstiți, au furat toți banii pe care i-au câștigat din vânzarea ziarului Contrast. Nu există dovezi. Dar e cunoscută povestea, ne-au spus-o foarte mult din antrajul respectiv. După aceea le-au retras dreptul de a mai face ziarul Contrast, care era ziarul Ligii Navale, și vreun an jumate a durat până când au făcut ziarul Telegraf. Am înțeles. Hai să vorbim despre gruparea aceasta de la Bacău. Grupare care a avut legături și despre care s-a scris în presă legături între Radu Mazăre și această grupare și personaje influente din București. Da, și ea slăbită în ultima perioadă și oarecum decapitată după plecarea lui Viorel Hrebenciuc. Dar cine erau membrii? Personajul central al grupării de la Bacău, fostul parlamentar de o viață Viorel Hrebenciuc, care avea interes în zona Constanța, soția domniei sale era membru în Consiliul de Administrație la Cernavod, de la CNE, dar din grupare mai făceau parte, dacă vreți, Miron Mitrea, care vine din zona sindicatelor, dar care a fost puternic sprijinit de grupă de la Bacău să preia conducerea Ministerului Transporturilor la începutul guvernării Năstase. Desigur, secretarul de stat al lui Miron Mitrea era Sergiu Sechelariu,
Miron Mitrea a venit și a sprijinit în mod constant gruparea de la Constanța și este cel care l-a racolat efectiv pe Radu Mazăre la PSD, deși se pare că înțelegerile erau vechi, anterioare și chiar există un sprijin al PSD-ului pentru ascensiunea lui Mazăre. Numai că l-a sprijinit, dacă ne aducem aminte, Radu Mazăre ar fi trebuit să facă pușcărie, iar Ion Iliescu l-a grațiat. Pușcărie pe un delict de opinie, din câte știu eu. Delictul de opinie se contopea cu un accident rutier pe care îl făcuse și fusese condamnat, că lumea a înțeles că îl condamna pentru delictul de opinie. Nu, era al doilea delict și ar fi urmat o condamnare cu executare, de aici problemele lui. Iar se pare că Ion Iliescu a zis, lasă-l, că e băiatul prietenului nostru, Fănică, hai să-l iertăm. Deci, tatăl lui a avut un rol important în toată povestea asta. Dar mergând un pic înapoi, trebuie să ne aducem iarăși aminte, lumea a uitat, ei au făcut politică de dreapta. Încă din prima zi ei s-au înscris în partidul lui Rațiu și l-au sprijinit pe Rațiu la alegeri, iar Radu Mazăre a fost cel mai tânăr deputat din România, nu? La acel moment, da, și au avut și simpatii pro-legionare, aș putea să spun. Da. Chiar făceau o emisiune la televiziunea lor și la un moment dat a apărut un partid Totul pentru Țară, unde s-au înscris și unii dintre ei, nu știu exact. El a fost deputat din partea Partidului Democrat, dar știindu-l pe Radu Mazăre, n-a rezistat decât vreo 6 luni în acel și după aceea a fost deputat independent. A fost independent, apoi următor vizita lui Miron Mitrea aici, cred că la inaugurarea Telegondolei, eram acolo, dar nu mai țin minte anul, sigur, când Miron Mitrea s-a afișat cu Radu Mazăre și părea acolo Mai mult decât atât, au fost și ANL-uri făcute în Constanța prin programul de la ministerul, că era un minister mamut acolo, care includea și transportul și construcții publice și toate lucrurile. O să vă spun iarăși o legendă urbană, o să-mi cereți dovezi, dar n-am. Un domn bine împământenit în dosarul ăsta al retrocedărilor mi-a povestit o chestiune așa, mai de cancan, între patru pereți. Mi-a spus așa, ne-am pus la masă și ne-am întrebat pe cine facem primar de aici dintre voi, ca să furăm după aceea tot ce putem. Și s-au uitat așa unul la altul și Nicușor a zis, hai să-l punem pe Radu că mai are puțin de trăit, că e foarte bolnav. Și după aceea dăm vina pe mort. Și Radu Mazăre știa că primise la momentul acela o veste foarte grea, că mai avea vreo 6 luni de trăit din cauza problemelor de ficat. De altfel, ca să-mi confirmie povestea asta, l-am cunoscut pe doctorul Florea, care l-a tratat. Cu interferon și ne-a povestit că omul a avut o rezistență incredibilă, pentru că e foarte dificil acest tratament și că a reușit să-l trateze cu succes într-o situație în care nu mai avea mult de trăit. Deci revenind, gașca de la Bacău se pune la masă cu băieții de la Constanța și decid pe cine să facă primar. Și dacă ne aducem aminte alegerile de atunci, omul PSD-ului a făcut mai mult figurație, permițându-i un independent care se cățăra pe blocuri, avea un organ de media important, să câștige. Și după ce a câștigat, a urmat acel jaf pe care îl putem vedea. Gașca de la Bacău a avut microbuze, hoteluri pe malul lacului în Mamaia, radiouri în Constanța, firme care au câștigat o grămadă de bani. Deci gașca de la Bacău... Dar noi l-am votat, constanțenii. Radu Mazăre. Gașca de la Bacău. Da, siguranță. Dar noi, constanțenii, l-am votat. Da, nu cred că e foarte greu să impui un om dacă gândești foarte bine contextul și plănuiești lucrurile și mai ai și un pic de sprijin din partea principalului partid. Cine făcea figurație atunci din partea PSD? Cine candida împotriva lui Radu Mazăre? Domnul Baltă. Și să știți că mai e un detaliu foarte important. Veneam după acea epocă tristă, zic eu, 96-2000, în care oamenii de dreapta au făcut praf tot ce s-a putut. Adică, punctul meu de vedere, în perioada 96-2000 s-a furat poate mai mult decât înainte. În perioada CDR-ului? Vai de capul meu, dar ce a fost aici, ce s-a împărțit, terenuri, fabrici, privatizări, FPS, a fost grav ce s-a întâmplat. Pentru Radu Mazăre a fost floare la ureche să se urce pe un sistem ca ăla și să spună că va fi mai bine. Legătura între gruparea de la Bacău și retrocedări, totuși, care este? Ambele grupări sunt specializate în retrocedări și au făcut retrocedări și sunt decapitate, practic, în legătură cu niște retrocedări. Vorbim la gașca de la Bacău de retrocedarea în sprijinul lui Paltin Sturza. Paltin Sturza este vărul lui Gelu Voican Voiculescu, fostul mare revoluționar al României. De ce vă ziceam, cumva aceste fire duc în jos înspre Revoluție. Dumnealor au vrut să retrocedeze 43.000 de hectare de pădure.
Eu aș vrea să vă spun altceva. Eu cred că legătura dintre Rașca lui și gruparea din Moldova a fost până în momentul în care a ajuns primar. După aceea a ajuns primar, le-a dat mult de aici, din Constanța. Au avut ce mânca. Cer scuze că mă exprim așa. Dar partea cu retrocedările, impresia mea e că a făcut-o cu gașca lui mai mult decât cu aia. Absolut. Pentru că în peisaj apare Elan Schwarzenberg, Cristi Borcea. Cred exact. Că omul s-a tratat și s-a purtat un fel de, ca un fel de Ceaușescu. Sunt sunt grupuri externe, Dorian. Da. Astea sunt grupuri externe care au venit de la București. Sunt niște băieți care au identificat o oportunitate, au cumpărat un drept litigios, dar acel drept litigios nu se referea la Constanța, se referea la Eforie, la Mangalia. Au revocat un mandat ulterior și au refăcut mandatul cu titularul dreptului, incluzând și moștenirea lui Iulius Movilă. Exact. Femeia respectivă nu avea niciun drept pe moștenirea lui Iulius Movilă din cartierul Ana Dalchioi, 98 de hectare. Au falsificat acest mandat, că e un fals intelectual, au transmis un drept care nu exista. După care au mers la Radu Mazăre, nu s-au înțeles și atunci au cedat jumătate din drepturi grupării lui Radu Mazăre. Despre ce vorbim? Radu Mazăre, gruparea Mazăre în toată această afacere a avut jumătate din piață. Aia vi se pare întâmplător? Pentru că ei au retrocedat dublu. Dacă cineva avea de retrocedat un metru, dădeau 2 metri. De ce dădeau 2 metri? Pentru că un metru luau ei. Uitați-vă că vorbeam mai devreme de Decebal Făgădău. Așa se întâmplă. Analizăm cazurile Cocăneanu și Leșe, cartierul Compozitor de astăzi. Vorbim în a doua parte despre Decebal Făgădău. Să păstrăm puțin suspansul. Cum au apărut personaje ca... Te rog. Da, aș vrea să știu apoi cum au apărut personajul cum ar fi Borcea în despre asta discutăm. Nu poate fi întâmplător că un pion important în povestea asta a fost Grizzly, Gheorghe Valentin, Gheorghe Ionescu, nu? Da. Care a fost coleg de facultate cu Radu Mazăre. Și... Dar discutăm de gașca lui Mazăre. Cum au apărut ei? Borcea, Săvulescu, da, și gașca de la domn Ionescu, care acum înțeleg că este în închisoare, condamnat. Nu acest domn Ionescu a fost coleg de facultate cu Mazăre. Îl avea Mazăre pe acest domn. Deci era apropiat. Era un apropiat al lui. Problema e cu ceilalți. Cu Georgica, cu Emil, cu ceilalți băieți care vin de la București, din zona clubului Dinamo, și care își făceau veacul nu la Constanța, la Mangalia. Dar cum au ajuns din București, în Mangalia și în Constanța? În Mangalia, în Neptun mai exact, era capitala estivală a României. Pentru că acolo vine președintele României, venea guvernul și serviciile. Și băieții cu ascendență în spate, care provin din fosta elită comunistă, a tineretului comunist, ăștia sunt. Ei veneau și ei acolo, în zonă. Dragoș Dobrescu era unul dintre oamenii care venea permanent. I s-a spus multă vreme miliardarul fără chip. Da, acest om a retrocedat de 10 ori mai mult decât a retrocedat Mazăre la Constanța. Și nimeni nu-l deranjează. Nu l-a deranjat. Nimeni. Da. Așa au intrat. Cu acești băieți, cu Dan Matei Agaton, care Dan Matei Agaton venea la Constanța pentru că l-a ajutat pe Radu Mazăre în proiectele turistice și îl lăuda, a participat la inaugurare, la telegondolă și așa mai departe. Da, și să nu omite un detaliu. Și băieții ăștia au venit, au deschis ușa. Și au întrebat, avem și noi ceva de retrocedat, cum rezolvăm? Nu știu ce le-a spus Mazăre, dar în mod cert, colegul de facultate al lui Mazăre a luat jumătate din retrocedare. 50%. Restul, Giurgiu Canu cu Borcea, cu Săvulescu, cu Camboianu, și-au împărțit restul de jumătate între ei. Hai să ne gândim la două detalii interesante. În poveste sunt oameni de la clubul Dinamo, Cristi Borcea, văr primar cu soția... Nu, cu cine e văr primar? Cu Ion soția lui Cristi Borcea, verișoară primară cu Ion Dumitrache, da? Import. Fosta. Cine a fost Ion Dumitrache? Omul de la partid în Marină, nu? Eu așa știu. Era reprezentantul Partidului Comunist în Marina Militară de aici, din Constanța. Așa spune toată lumea. Politrucul. Cum era? Organizația de bază o conducea. Că nu cunosc exact trucurile. Da, sunt niște organizări pe care le aveau. Sau iar legendă urbană? Nu e legendă urbană. Ion Dumitrache era reprezentantul Partidului Comunist în Marina Militară. L-a mutat pe tatăl meu, care era în Marina Militară, l-a mutat de la unitate la alta pentru că nu l-a salutat când s-au întâlnit pe Dan. Ăsta era Ion Dumitrache. Da, el este văr cu Cristi Borcea, personajul ăsta important din Constanța. Cu Mihaela Borcea, prima soție a lui Cristi. A avut domnul Borcea mai multe, înțeleg, da, soție. Da, la momentul ăla el era căsătorit cu Mihaela Borcea, care... Și ni s-a spus foarte clar că așa a ajuns Cristi Borcea să poată să abordeze, că nu venea orice necunoscut să-l abordeze pe la numai. Interesant, dar nu poți să ajungi la un primar, mai ales să-i propui lucruri. Ești vărul prin alianța lui Ion Dumitrache, probabil căile sunt mai ușoare. Dar mai e un detaliu foarte interesant. Clubul Dinamo, la momentul acela, era condus de
un domn care era ginerele lui Ion Teleagă. Nicolae Badea, nepotul fostului ministru de interne, cel mai sângeros ministru de interne al României din perioada comunistă. Și se spunea Teleagă, îl chema Dincă. De ce? Se spunea Teleagă pentru că obișnuia pur și simplu să arestele din senin, să te lege. Da. Chiar și pentru vină imaginară. Dar cum a spus Doria mai devreme, dacă treceai pe lângă el și nu salutai, te puteai aștepta să fii urcat în dubă. Deci avem două personaje care s-au întâlnit fericit. Ion Dumitrache și ginerele lui Ion Teleagă, nu? Și nu e greu de înțeles cum s-au înțeles. Cred că la un pahar s-au bucurat să stea de vorbă și să depene niște amintiri din perioada comunistă. Și așa s-a legat gașca de aici. Oamenii au venit cu niște retrocedări. E foarte interesant, iarăși, detaliul din documentariul despre retrocedarea mobilă, în care spun că doamna, după ce a intrat în această prietenie cu Săvulescu, nu? Doamna Movilă, la câteva săptămâni a murit într-un mod foarte ciudat, ea fiind foarte sănătoasă, de altfel, și foarte bine pe picioarele ei. Deci poți să te gândești că oamenii ăștia nu s-au dat înapoi de la nimic. Au fost niște probleme legate de tratamentele medicale pe care le lua, pentru că nu s-au găsit fișele medicale în casa bătrânei. Foarte interesant. Giurgiucanu, noi am mai vorbit într-o emisiune, dar pe scurt, înainte de a lua un material, cine este acest Giurgiucanu? Da, am vorbit și este un personaj spectaculos, unul dintre cei mai importanți oameni din Constanța și poate din România. Acesta este creierul sau omul care a fost la bătaie, inițiatorul poveștii cu retrocedarea. Au început de la Mangalia, el locuia în Eforie. Doamna Ivon Movilă avea de retrocedat bunul din Eforie, inclusiv clădirea în care și astăzi funcționează primăria din Eforie. Este clădirea familiei Movilă. Primăria se află pe strada Progresului la numărul 1, Giurgiucanu stătea la numărul 8, s-au întâlnit în zonă. S-au întâlnit în zonă, Giurgiucanu s-a oferit să ajute, i-a spus că la Mangalia are relații cu oameni suspuși. Iarăși un detaliu interesant, în acea perioadă povestește o doamnă din Eforie că primăria de acolo era mai mult o agenție imobiliară, în care terenurile, există filmarea, doamna spune că terenurile se dădeau așa, ia și tu pe ăla, ia și tu pe ăla, tu ce ai de retrocedat, cam asta se întâmpla în primăria Eforie în anii 90. Iar apoi, mergând la Mangalia, el, v-am spus, se întâlnea în acea zonă foarte selectă cu persoanele, cu Borcea, cu Săvulescu, cu Dragoș Dobescu, cu persoane din alta societate, tineri speranțe. Și la un moment dat, cu ajutorul lui Damatei Agaton, au luat un camping, au făcut un contract cu statul pentru a prelua un camping, apoi au primit de la Zamfir Iorguș, primarul Mangaliei, o retrocedare în Mangalia, pentru cazul Movil, în pădure. Un sfert din pădurea Comorova au luat-o acești băieți. Da? Da. Georgica Giurgiucanu cu Dragoș Săvulescu și cu rubedeniile lor. Știi, interesant, ei au vândut pe rude, pe Ghionea, pe Măriuță, pe Pană. Că a făcut liceu cu acest domn Giurgiucanu, spunea că nu era foarte inteligent. Era așa, mai din ultima, știi cum e într-o clasă de liceu sau de facultate? Sunt mai deștepți, mai puțin deștepți, până el la ultimul. El a fost electrician și a plecat după Revoluție în Italia, a învățat foarte bine limba italiană și la Constanța, după ce s-a împăcat cu gașca lui Mazăre, a jucat un rol de interfață cu firmele italiene care aveau probleme, de exemplu cu Fincogero, unde el a fost angajat, iar Fincogero avea foarte mulți bani de luat de la primărie, după ce primăria a încredințat lucrări de consolidare, care erau cuprinse într-un contract de concesiune, dar le-a încredințat direct, fără niciun fel de licitație și, mai grav, fără să facă un deviz al lucrării. Evaluarea s-a făcut de către un executor judecătoresc. S-au dus și au executat primăria cu cât a zis executorul, nu cu valoarea contabilă care s-au înregistrat pe investiție. Ei, omul care făcea legătura între primărie și Fincogero este acest Georgica Giurgiucanu, care a venit practic cu rețeta, cu pontul. Ei au trebuit doar să o pună în aplicare. Și cel mai important lucru pentru el, cred că a dovedit că e de încredere, pentru că după aceea l-au folosit pe Georgica Giurgiucanu cam în toate business-urile posibile. S-au ocupat și de modernizarea mall-urilor din Constanța. Sigur, a avut acea celebră parcare din Portul Tomis ani de zile, a încasat toți banii de acolo. Adică, acolo mă trimitea poliția locală să parchez când era vreun eveniment. Spunea, trageți aici, Exact. Avem timp să vă povestesc ceva. Da, avem pregătit un material cu Decebal Făgădă, o să-l amânăm pentru a doua parte sau pentru altă emisiune. Da, ascult. Vreau să vă spun cum am ajuns și să scriu de acest caz al retrocedării. De altfel, Adi, ce nu spune, că a fost primul jurnalist care a scris despre subiectul ăsta în 2005. Nu știu cu siguranță, dar mă cer printre primii. Și am descoperit absolut întâmplător acest caz al retrocedărilor. Am observat pur și simplu că în Constanța începuse construcția unui obiectiv. Se construia un magazin, un mare magazin.
Și era într-o zonă de intersecție. Acolo era stradă, toată lumea știa. Zic, dom'le, ce au făcut ăștia? Au vândut o stradă, o intersecție. Și am mers în zonă, i-am căutat pe locatari, ei se judecau deja cu primăria, dar într-un mod foarte discret, exista presă în Constanța, nu au apelat niciodată. Aveau actele, așa am aflat că Mazăre retrocedase toate Constanța. Am aflat de retrocedarea Gardef, că era un teren care provenea din retrocedarea Gardef. Gardefii, care au fost reprezentați de Ionel Hașuti, dar, mă rog, nu mai contează, Gardefii și-au vândut drepturile succesorale, o parte din ele, la Holland Development, care este tot acest la Valentin... Mușcu. Sorina Mușcu și în spate tot Valentin Ionescu, Grizzly, colegul de facultate Sorina Mușcu, Mazăre. Ca să înțelegem, era o contabilă pe care au luat-o cu tot cu hotelul Flora, când au luat hotelul Flora din Mamaia. Și le-a plăcut de ea și au băgat-o în față în toate afacerile lor. Așteptăm să vedem că deocamdată justiția nu s-a atins. Vorbim despre molul de la Bulevard, da? Da, molul de la Bulevard și Holland a primit de la Gardefi o parte din drepturile succesorale, au retrocedat în parc 5,2 hectare și apoi în tot orașul, intersecții, locuri de joacă, spații verzi, garaje, s-au demolat garaje ca să-și ia terenurile. Și peste câțiva ani avem și s-au apucat de construit și ne căjau pe oameni care nu mai aveau să parcheze, ceea ce se întâmplă în Constanța de zeci de ani deja. Se întâmplă și acum, da. Da. Mi-aduc aminte că l-am văzut, eram acolo pe Radu Mazăre, alături de Alan Schwarzenberg, la inaugurarea molului, când spunea, uite, constanțenilor, v-am oferit cu câteva zile înainte de alegerile locale, nu era gata molul, dar erau amândoi pe scenă și spunea, v-am oferit ceva frumos. E în construcție, mai plouă un auto, mai cade un perete. Eu lucram la ziua de Constanța atunci, am făcut și un meeting, la care a venit în jur de 80 de ani. Eu știu, oameni care spuneau, domnule, e bine să avem niște magazine, să avem și noi, să ne cumpărăm lucruri. Nu știu, dar nu-mi parc. Blugi de firmă, categorică nu-mi parc, dar sunt convins că și cei care spuneau că avem nevoie de magazine regretă acum faptul că s-a construit un mall în parc. Luăm o scurtă pauză și revenim cu declarațiile lui Decebal Făgădău despre implicarea, despre rolul său în dosarul retrocedărilor. Să aflați lucruri interesante. Ne-am întors pentru a doua parte a emisiunii, suntem în studioul 2 al Dobrogea TV. Aveți o reprezentare a unei retrocedări. O să vorbim în această parte despre un teren pe care Decebal Făgădău l-a cumpărat și l-a vândut apoi, un teren care face parte din această retrocedare. Adrian Cărlescu a desenat, spun eu foarte bine pe hartă, toată această tranzacție a terenului. Adrian, ce avem aici? Zic de la început, de la ce am plecat. Am plecat de la o declarație de avere a primarului Decebal Făgădău, mai veche. Am mers pe firul cadastrului și am văzut exact cum s-au făcut tranzacțiile în acest caz. Deci, Decebal Făgădău a avut un teren pe care l-a cumpărat cu 5.000 de dolari și a ajuns în cele din urmă să-l vândă cu 50.000 de euro. O afacere cu profit de 1.000%. Terenul pe care l-a avut inițial provine din retrocedarea Leșe, o retrocedare din anul 2002, dată în baza dispoziției 3750 a fostului primar Radu Mazăre. Tot în 2002, la scurt timp, la două luni diferență de la retrocedare, persoana pusă în posesie, doamna Leșe, care era notar public, vinde mai departe unui personaj din Constanța care se numește doctor Alexandru Șerban. Un cunoscut doctor din Constanța. Vorbim de un lot de 504,45 de metri pătrați. Retrocedarea Leșe în această dispoziție era mai mare, de un hectar jumate, sunt 15.438 de metri pătrați. Leșe a vândut la Șerban, Șerban a făcut loturi, un lot numărul 9, i-l a vândut lui Decebal Făgădău cu 5.000 de dolari. Unde se afla acest lot? În ce zonă este? În cartierul Compozitori. Ei bine, de aici Decebal Făgădău nu rămâne cu terenul. La diferență de un an, face un schimb de terenuri și primește terenuri alături. Adică mobilul acestei tranzacții pare mai degrabă acela de a pierde urma faptului că terenul provine din retrocedări. Numai că și al doilea teren pe care îl obține pe baza unui schimb provine tot dintr-o retrocedare. Poate domnia sa nu știa. Ei bine, a făcut acest contract de schimb cu Adrian Balagiu, un personaj foarte cunoscut din Constanța, supranumit Regele Asfaltului. Acest Adrian Balagiu a dobândit cele două loturi, pentru că aici sunt două loturi care echivalează 509 metri și s-au schimbat cu 504 metri a lui Decebal Făgădău, deci o diferență de câțiva metri. Adrian Balagiu a cumpărat de la Elvira Gherasim, o doamnă care lucra la o clinică unde lucra și soția lui Decebal Făgădău. Deci doamna aceasta și soția domnului Făgădău erau colege de muncă. Doamna Gherasim, mai departe, a cumpărat lotul mic de 139 de metri pătrați de la doctorul Șerban
care provine tot din retrocedarea Leșe, adică ne întoarcem aici, sunt terenurile vecinate, lotul 9 și lotul 18. Și celălalt lot de 369,34 de metri pătrați l-a cumpărat de la Parascheva Barbu, care este o prietenă intimă a mamei lui Radu Mazăre. Parascheva Barbu a cumpărat terenul de la Cucăneanu, care l-a retrocedat la Mazăre. Tot așa, o suprafață foarte mare. Ce trebuie să rețină lumea? Că în aceste cazuri ale retrocedării avem persoana care a notificat și apoi în etapa a doua întotdeauna avem un interpus. L-avem pe doctorul Șerban care a cumpărat doar ca să transmită mai departe, la prețuri de nimic, 5.000 de dolari către persoane din anturajul lui Radu Mazăre, iar Decebal Făgădău făcea parte din anturajul lui Radu Mazăre, era directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii în acea perioadă. A cumpărat acest teren cu 5.000 de dolari, iar la capăt, după ce a făcut schimbul, l-a vândut cui? Soților Cristea. Soții Cristea sunt părinții unei socrii, unei doamne care a lucrat la publicația Telegraf din trustul Radu Mazăre. Deci vorbim tot de o tranzacție cu circuit închis. În plus, există o legătură între familia Cristea și Ramona Petcu Lovin Dospinescu. Doamna care s-a ocupat de patrimoniul în Constanța și care a făcut toată această împărțire pe dispoziții cu terenurile care s-au dus către persoanele care au notificat. Mai departe, în rândul al doilea... Ce legătură există între familia Cristea și doamna Dospinescu? Sunt soții Cristea, sunt finii doamnei Dospinescu. Deci aici sunt bătrânii Cristea, iar deci socrii Alinei Cristea, iar Alina Cristea este fiina Ramonei Dospinescu. Ei bine, soții Cristea cumpără terenul cu 50.000 de euro, atât i-au plătit lui Decebal Făgădău. Obțin certificate de urbanism, autorizație și tot ce trebuie și vând terenul către un domn sâmbăteanu tot cu 50.000 de euro. Practic îl vând cam pe degeaba. Tot efortul de a obține documentația urbanistică nu s-a regăsit într-un câștig financiar. Și nu este singura tranzacție de acest gen, o să vorbim în cele ce urmează. Aș vrea să facem așa, să urmărim după ce am văzut această schemă și ce spune primarul Decebal Făgădău despre acest teren într-o conferință de presă, într-un dialog cu jurnalistul neacreditat Dorian Hăpurnea la Primăria Constanța. Primarul Decebal Făgădău explică toate aceste lucruri și explică din punctul său de vedere ce s-a întâmplat. Haideți să vedem. O problemă morală, având în vedere că ați fost beneficiarul mai multor terenuri din retrocedarea Leșe, anulată chiar de instanță în acest dosar? Nu am niciun fel de problemă morală. Am înțeles. Nu am absolut nimic de ascuns. Ați cumpărat cu 5.000, ați vândut cu 50.000. Bun. Haideți să o luăm așa, în ordine. Știu că nu sunteți jurnalist acreditat. Rugămintea mea este să vă acreditați în respect față de colegii dumneavoastră. Eu vă răspund la orice întrebare, tocmai pentru că respect foarte mult profesia de jurnalist. Toată situația mea patrimonială, toată situația mea fiscală este în declarațiile mele de avere, verificate și răzverificate. Am depus în nenumărate rânduri pentru toate pozițiile pe care le-am ocupat, declarații de avere și declarații de interese. Toate sunt la vedere și la virgulă. Nu am absolut nimic să-mi reproșez, nu am absolut nimic de ascuns, ori de câte ori. Acesta va fi un subiect de interes pentru comunitate, nu am niciun fel de problemă să vin și să prezint în scrisuri pentru orice are legătură cu persoana mea, întrucât înțeleg îngrijorarea constanțenilor după o hotărâre ce trimite primarul, fostul primar, la închisoare, cu privire la onestitatea și moralitatea actualului primar. Tocmai de aceea sunt primul interesat să arăt că nu am absolut nimic de ascuns, nu mi-am reproșat absolut nimic, nu am făcut nimic ilegal, nici acum, nici altă dată. Tocmai de aceea înțeleg întrebarea dumneavoastră și cunoaște simpatia mea față de dumneavoastră. Nu am absolut nimic de ascuns. Dacă vă uitați, cu toate că legislația prevedea, chiar dacă legislația prevedea o indicare aproximativă a terenurilor sau a clădirilor pe care le ai în proprietate, eu întotdeauna le-am declarat cu adresă exactă, la virgulă, cu toate detaliile, de la cine am cumpărat, dacă a fost cazul, către cine am înstrăinat, dacă a fost cazul. De unde am luat bani, dacă a fost cazul, adică de la ce bancă, cât mai am datorie,
și ca orice tânăr, ca orice om, evident că îmi doresc, ca mie și familiei mele, să ne meargă bine așa cum le doresc tuturor constanțenilor. Din păcate nu sunt foarte abil în afaceri, nu sunt un om avut, cea mai mare bogăție a mea o reprezintă familia mea și cred că în cele din urmă, alături de această bogăție, mai am o mulțumire sufletească uriașă. Pe mine m-au votat constanțenii, primarul lor. Spuneți-mi, vă rog, dar în 2008, atunci când nu s-a constituit Consiliul Local Municipal Parte Civilă, în acest punct de vedere, dumneavoastră, aveți a vă reproșa ceva? Din momentul în care eu am devenit consilier local, adică din luna iunie 2008, acest dosar nu a fost niciodată aflat în dezbaterea Consiliului Local. Niciodată. Suntem din nou în platoul principal al Dobrogea TV. Aveai o completare de făcut, dacă nu mă înșel. Da, o ultimă și foarte scurtă completare legat de tranzacția dintre soții Cristea și acel domn Victor Sâmboteanu. E bine, tranzacția a avut loc la 8-5-2015. Am lămurit deja că nu are scop comercial, pentru că au vândut cu prețul de achiziție 50.000 de euro, ba în plus au predat și autorizații de construire, acte de urbanism, pentru valoarea cărora nu au băgat niciun leu în plus la contract. Știți unde s-a făcut acest contract? Într-o mansardă. Aceasta este încheierea de autentificare făcută de un notar public care se deplasează la acea mansardă să autentifice actul dintre părți, dintre soții Cristea și acest domn Victor Sâmboteanu. Un contract care nu are, cum am spus, un scop comercial, pentru că s-a vândut la același preț. Doamna notar care a făcut această deplasare este Babu Florentina, soția domnului Babu, care este viceprimarul domnului Făgădău. Doamna Babu a fost asociată într-o firmă cu doamna Făgădău și cu doamna Dobre, soția parlamentarului Mircea Dobre. De un grup. Ex-PSD, actual Pro-România. Actual Pro-România. Deci vorbim de un grup, clar. Și soții Cristea și cu familia Făgădău mai au o ispravă imobiliară foarte interesantă. Soții Cristea au vândut către socrul domnului Făgădău un teren pe care dumnealor l-au cumpărat cu 150.000 de euro, l-au vândut cu 30.000 de euro. Iar domnul Făgădău, atunci când l-am întrebat despre tot ceea ce a povestit Adrian, mi-a spus: nu am nicio problemă morală, nu am nimic de ascuns. Ai o problemă morală cu familia Cristea. Înțeleg că Alina Cristea beneficiază în continuare pentru asociație de mulți bani de la Primăria Constanța pentru tot soiul de evenimente artistice, culturale, nu, unde încheie și contracte cu diversi prestatori pe care nu le achită. Răspunsul domnului primar aș putea spune că a fost chiar onest. Nu am nicio problemă morală. Nu are omul probleme morale. Poate nu are. Nu, că nu-și face, nu-și face griji. Da. Și mai spune așa un lucru foarte interesant. Am făcut și o să fac ce e mai bine pentru mine și familia mea. La fel ca orice alt constanțean. Și aici are dreptate. Omul s-a gândit la binele familiei lui, nu la Constanța. Nu a făcut nimic ilegal. Nu a făcut nimic ilegal. Făgădău nu apare în dosar. El are două dosare la DNA, dacă, dar în alte spețe. Sigur, nu în acesta. Cu siguranță nu a fost nimic ilegal. Dacă un procuror ar fi analizat cazul, ar fi văzut că terenurile nu s-au plimbat ele de la unul la altul așa întâmplător. Nu sunt tranzacții. Toți oamenii ăștia se cunoșteau între ei. Elvira Gherasim, care vinde lui Balagiu, este omul de casa lui Sorin Strutinski. Este colega doamnei Făgădău. Terenurile astea nu s-au plimbat întâmplător, n-au ajuns întâmplător la Decebal Făgădău. Terenurile astea au ajuns la Decebal Făgădău pentru că cineva a ordonat ca Decebal Făgădău să primească un teren. Pentru că știți ce face o mafie atunci când vrea să te prindă în interiorul ei? Are grijă să te aibă la mână și să te cumpere. Și atunci îți dă un teren. Mai pe malul lacului, mai în compozitorilor, are grijă de situația ta financiară, dar are și cu ce să te șantajeze pentru momentul în care mai târziu nu vei mai respecta ordinele. Concluzie? Păi, în concluzie, domnul Făgădău mi-a spus la primărie că nu are nimic de ascuns și a mințit încă o dată, pentru că acea ispravă despre care vorbea Adrian este un teren pe malul lacului Sudiot, provenit tot dintr-o retrocedare, care de data aceasta a fost cumpărat pe numele socrului lui. Deci domnul primar avea ceva de ascuns. Din păcate, domnul Gaitanidis, socrul lui Decebal Făgădău, a decedat, da, și astfel s-a trezit domnul Făgădău cu un teren pe numele lui, care a ajuns din nou pe numele lui, pentru că prin moștenire a ajuns la familia lui. Și acel teren are o poveste interesantă. E cumpărat cu foarte mulți bani și vândut către Făgădău cu foarte puțin bani de aceeași familie Cristea. Concluzii?
Din păcate, dosarul retrocedărilor nu a soluționat și garnitura secundă sau terțiară sau, nu știu, la a patra mână, pentru că aici au fost lanțuri succesive de vânzări către persoane care erau dinainte cunoscute. Oamenii ăștia au feliat orașul, au zis, unde putem să facem un cartier să stăm? Păi facem un compozitori, că uite, o bucată o retrocedăm pe Leșe, o bucată o retrocedăm pe Cocăneanu. Păi da, știi, mai avem și niște șmecheri, păi unde îi punem? A, avem o limbă de pământ pe malul mării, câștigată din umputura de la blocurile comuniste. Au vărsat comuniștii pământul acolo mare, s-a câștigat acel teren, hai să facem acolo un cartier pentru consilieri. Așa au împărțit tot orașul ăsta. Mamaia, orașul, cartierele noi, toate aceste construcții sunt făcute la masă. Le-au discutat dinainte. Nu vorbim de... Da, vorbim doar de o cum să zic, o... Domnul punere în scenă destul de atentă din punct de vedere juridic, doar de o punere în scenă. În spate au fost discuții cum împărțim orașul. Acești oameni au pus stăpânire pe oraș. Ei sunt în continuare stăpânii orașului. Dorian? Domnul Făgădău nu are nimic de ascuns, dar conduce un BMW care nu e pe numele lui, cumpără terenuri pe numele socrului. Poate că dacă am fi trăit... Domnul Făgădău se laudă că... E foarte mândru că l-au ales constanțenii. Da, dar noi știm că în Constanța nu a fost ales întotdeauna cel mai bun personaj la conducerea orașului, pentru că dacă ne-am fi aflat într-un oraș în care ar fi ales constanțenii sau oamenii acelui oraș un om pe criterii morale, Decebal Făgădău n-ar trebui să fie niciodată primarul acelei localități sau al Constanței. Toți cei care și-au auzit numele în aceste emisiune sunt invitați să participe aici, să vină să spună punctul de vedere, inclusiv domnul Făgădău. Cei care sunt în închisoare, în pușcărie, nu o pot face, dar când vor ieși sau dacă vor printr-un reprezentant să spună un punct de vedere, îl vom citi aici, îl vom spune aici. Concluzia mea pentru această emisiune este următoarea. Pe parcursul finalului, așa mă tot gândeam că noi, oamenii simpli, ne împrumutăm la bancă și plătim cam 30 de ani de zile pentru un amărât de apartament, da? Mai vechi, mai nou. Se pare că oamenii aceștia au reușit să jongleze așa cu, să scoată din joben multe terenuri, sunt nevinovați din punct de vedere legal cei care nu au fost condamnați, să le vândă între ei sume halucinante pentru noi, oamenii obișnuiți. Să aveți o seară excelentă în continuare.